Salutare din București, din biroul nostru de inginerie creativă, unde o voi avea alături de mine pe Cristina Mihai, pe care noi o alintăm mama biroului, sau office managerul nostru care are grijă de noi să avem tot ce ne trebuie pentru a putea proiecta și gândi construcții sustenabile. Cristina Mihai urmează să aibă un nou bebe pe care îl va chema Maxim, fratele Sofiei. Sofia este dulceață de copil, așa că în curând Cristina își va lua full-time jobul de mamă și noi avem nevoie de un nou colegă sau coleg pe partea de office management. Pentru că noi în inginerie creativă ne ocupăm de proiectare de structuri din lemn, case pasive, dar și de dezvoltare, inovare și cercetare în gândirea și găsirea unor soluții noi constructive pe construcții eficiente energetic. Dar haideți să o cunoașteți pe Cristina Mihai și ce înseamnă pentru noi rolul de office manager în biroul din București. Este Cristina Mihai, noi alintăm mama biroului și a venit în echipă într-un moment foarte propice pentru noi. Un moment în care noi căutam colegi pe inginerie. Cristina mi-a scris că ar vrea să lucreze cu noi ca arhitect. Am spus, mai în etapa aia nu aveam nevoie de un arhitect, dar ne-a trebuit, într-o glumiță spus așa, mama biroului, cineva care să ne postărească. Și am zis da, deși nu știam ce înseamnă exact, dar știam că aveam nevoie de trecerea de la proiectare, unde simțeam că nu-mi este locul, la o etapă în care să ajut mai mult beneficiarii, cei care vor să-și construiască o casă sau să facă proiectul vieții lor, ca să zic așa. Eu l-am cunoscut pe Marius în momentul în care îmi construiam propria casă, o casă din lemn. Așa am aflat de cursul de lemn organizat de Ordinul Arhitecților din România. Am intrat la curs cu o preconcepție. Aveam impresia că Șoflete e un bătrânel care știe doar să cioplească în lemn și atât. Dar am zis, băi, hai să vedem cu ce poate să mă ajute omul ăsta. Asta în 2017, când acum mă simt un pic bătrân. Așa. Tot auzisem din facultate de tine. Mai erau niște cursuri tot așa de dulgherie. Și clar era, clar omul ăsta e cineva bătrân, n-ar cum să fie tânăr. Când am intrat și am văzut așa un băiat cu părul lung și cu toate cuvintele la el din punct de vedere tehnic, am rămas mută. Din 2017 până în 2019 am învățat mai mult pe partea de arhitectură și pe partea de proiectare decât învățasem în facultate și în proiectare, unde am lucrat 5 ani. Cum spuneam, am vrut să fac shift-ul ăsta de la a desena linii și a livra ceva ce nu știam sigur dacă se construiește sau nu, la a livra plus valoare. Și am hotărât că acesta este momentul. În 2019 am hotărât că pot să fac trecerea asta, pentru că aveam ceva informații de la Marius. M-am angajat, am aflat și mai multe informații de la Marius. Dar stai că a fost interesant modul în care noi povesteam, pentru că la momentul respectiv aveam adit la biroul într-un garaj, fiind într-o continuă expansiune, da. Din loc în loc, că deodată la 6 luni cam tot mutam în perioada aia. A fost răspunsul ăsta, nu avem acum nevoie de arhitect în echipă, dar aveam nevoie de office manager atunci, hai că totuși vin. Da. Noi aveam această glumiță că, ok, avem în sfârșit mama biroului, ne-am văzut la lente, la Arcului, să povestim, să ne cunoaștem și cu Cătălin și Octav, să batem palma, venit atunci și Dragoș. Da. Și la 2 zile am aflat că sunt însărcinată. Și eram, eu cum o să-i spun oamenilor ăstora, cum o să spun oamenilor ăstora că o să fiu însărcinată, o să am un copil și urmează să-mi schimb jobul. Mă așteptam să spună nu. A fost o surpriză foarte mare când a spus da, noi mergem mai departe, am luat o hotărâre. E și pentru noi o perioadă în care să vedem ce vrem de la postul ăsta și cred că și pe tine te-ar ajuta. Și atunci a fost cu cea mai mare plăcere, am fost in, efectiv, în momentul acela. Pentru mine, inginerie creativă e ca a doua familie și am spus asta de la început. E ca și cum vin și lucrez cu frații mei care mă cunosc. Eu am 2 frați mai mari, nu mă cunosc, sunt departe de mine. Acum, după ceva timp, îmi dau seama că asta e inginerie creativă pentru mine, eu a doua familie. Cea mai mare satisfacție o am atunci când oamenii îmi mulțumesc și îmi spun că chiar i-am ajutat în momentul în care le-am dat un răspuns concret legat de evoluția proiectului lor.
vine și mă întreabă ce tip de bariere de vapor să-mi pun acolo. Eu știu să-i răspund pentru că am învățat, mi-am dedicat timp pentru asta și a existat Marius și colegii Octavian și Cătălin în jurul meu care au reușit să mă bombardeze cu informații, să intre în capul meu informații și asta mă ajută foarte mult. Cumva când am lucrat în corporație prima dată în 2014 și am făcut foarte multe cursuri de formare, de formare personală și într-unul din acele teste în care să vezi personalitatea era a ieșit că sunt un soldat, că îmi place să ajut. Și atunci rolul meu în inginerie m-a ajutat foarte mult să hrănesc acea parte din mine, soldatul din mine, care simt că ajut oamenii și aduc plus valoare la parte de construcții. Deși inginerul poate să-și pună căștile pe urechi și să stea acolo, să-și calculeze ei grinda și ce au ei acolo, pentru mine faptul că sunt mai multe capete în jurul meu care gândesc, dar de multe ori gândesc cu voce tare și interacționează între ei, mă ajută foarte mult, că așa acumulez informații. Adică nu mă duc să-l deranjez pe Cătălin când vorbește într-un Zoom cu colegul din Cluj, ci preiau informațiile de acolo, le cumva în background-ul creierului meu se înregistrează și reușesc să le dau mai departe și să le structurez în urma unei discuții, na, că e pe background. Nu știu, asta am învățat nu știu când, cum, dar chiar ajută treaba asta de colectiv. Și cum se spune, meseria se fură, nu se învață. Da, chiar aveam o discuție zilele trecute cu Cristina legată de conformările energetice. Eu nu am făcut cursul de case pasive și simțeam nevoia asta că eu vreau și eu să fac cursul ăsta. Am avut tendința asta și simțeam că e o lipsă la mine că n-am făcut acest curs, dar mi-am dat seama că eu știu mai multe lucruri decât un cursant de case pasive. Acum nu vreau să fie peiorativ sau ceva, dar știu lucruri practice, știu exact unde să mă duc și unde să rezolv. Da, nu știu să intru în Excel-ul ăla, să stau să închisez fiecare celulă, dar știu ce înseamnă fiecare parte din tot procesul de conformare case pasive și eficiență energetic, pentru că am ascultat. Și l-am ascultat pe Marius și pe Cătălin și pe Octav și pe așa mai departe. Pentru mine a fost importantă partea asta de a acumula și a da mai departe. Dacă acumulam și nu puteam să dau mai departe, probabil că nu m-a ajutat cu nimic. Pe mine mă interesează partea asta de a da mai departe, de a oferi informații. Da, Marius o să spună sau Darius o să spună că nu poți da informații de gratis, dar... Sunt informații de gratis, dar te costă timp să da, poți la ele. Da, așa este. Mie mi-a plăcut foarte mult partea asta și da, chiar contează foarte mult să crești undeva, să simți că crești. Motivul pentru care am făcut acest material video era să vă arăt, să vă arătăm că chiar și rolul de office manager e un rol bun și important în ceea ce facem la nivel de echipă, pentru că ingineria creativă este un birou de proiectare într-un mecanism mai mare, pentru că din ingineria creativă am pornit componenta de video, de YouTube, practic blogul șoflete.ro este spin-off din inginerie, pentru că informația acumulată aici în proiectare am dus-o mai departe în content, acum aducem mai departe în componenta de implementare prin integral, pentru că foarte multe mail-uri și solicitări ne-au venit în a ne duce oamenilor casa până la bun sfârșit și noi după ce am predat proiectul am rămas în asistență cu oamenii destul de mult timp și la multe întrebări răspundea Cristina. După aceea am pornit acest program de asistență pentru beneficiari, din care am pornit Academia Șofete, în care urmează să îi facem și cursuri teoretice de proiectare și intrăm și în cursuri aplicate pentru meșteri. Adică din birou, de fapt, creștem în continuu și suntem din ce mai mulți oameni. La nivel de grup ne apropiem de 25 și cred că până se întoarce Cristina din concediu, tot o să fim cam 100, așa că hai și tu în echipa noastră în București, unde avem nevoie de un office manager care să ne fie suport și să ne ajute să facem proiecte de bună calitate și așa poți și tu să contribui la această cauză pe care noi avem de a-i ajuta pe oamenii în România să construiască mai bine. Pentru că modul în care construim influențează modul în care locuim și modul în care locuim influențează calitatea vieții noastre. Ce a uitat Cristina să spună este de experiența cu peperele de pe șantier, care și acum îl țin minte și o spun de 100 de ori și ori de câte ori ne vedem, e că eram la un moment dat pe șantier la Casa Buhnici, tot apăream acolo pe cameră și eram destul de încinși, pentru că pe lângă proiectare la Casa Buhnici am făcut management de proiect, asistență de șantier și chiar și șantier, am stat
destul de mult pe șantier, să punem casa în picioare de la 5 dimineața la 11 seara. Și la un moment dat, când am, cred că era sâmbătă și terminasem în casa de montaj, am făcut un fel de open day să vină lumea acolo. Și tot vorbeam și tot vorbeam și tot vorbeam și fine Cristina așa cu un pepene, știindu-ne deja de la curs și mi-l pune în față, zice: v-am văzut pe cameră că sunteți toropiți de soare și v-am adus un pepene. Și a fost cel mai bun pepene din ultimii ani, pentru că s-a evaporat instant. Adică fix ceea ce face polistirenul când stă foarte mult la ultraviolete, devine din solid direct gazos, s-a evaporat. Se evaporă. Da. Și mi-a mai plăcut de Cristina la cursul acela în care spunea că sunt un mușulică, că era în lucru cu casa ei și era un curs de două zile de structură de lemn și a pus în stand-by casa, i-a pus un pic primește pe hold și câteva detalii de acolo le-a și implementat în casă și atunci am văzut, wow, ce mișto să ai așa repede feedback, da. Feedback și efect. Asta a fost o poveste scurtă a Cristinei Mihai în echipa noastră în Inginerie Creativă. Dar dacă vrei să afli povestea completă și mai multe detalii despre ceea ce înseamnă Office Management în Inginerie Creativă și dacă vrei cumva să vii la noi în echipă pe această parte, atunci îți las un link în descrierea acestui material video care te trimite la canalul de YouTube Inginerie Creativă, unde încerc pe colegii mei ingineri să facă, să vorbească și ei despre cifre, diagrame și formule. Și acolo vom posta varianta mai lungă și mai detaliată pentru cei care sunteți dorniți să veniți alături de noi în echipă.